11 primării sălăjene din mediul rural au primit de la Consiliul Județean câte 3.000 de lei pentru sisteme de supraveghere și monitorizare a traficului rutier și pietonal, iar celelalte 9 din totalul de 20 de unități administrativ-teritoriale care nu au astfel de sisteme pot depune în perioada următoare documentația necesară pentru a primi banii. Criteriul de distribuție al fondurilor Consiliului Județean provenite din impozitul pe venit pentru acordarea unor sume pentru 20 de UAT-uri care au nevoie de sisteme de supraveghere și monitorizare a traficului rutier și pietonal a fost contestat de o parte a consilierilor județeni, reclamând faptul că din totalul de 60.000 de lei disponibil pentru 20 de primării, 11 primării au primit câte 3.000 de lei, o sumă prea mică pentru a acoperi costurile de instalare și întreținere a acestor sisteme. Și vreau să ne spuneți mai explicit, că n-am înțeles din expunerea de motive de la proiectul de hotărâre, care sunt criteriile de alocare și care a fost modul de repartizare a sumelor. Sumele sunt infime pentru UAT-uri, unele plus 2.000, 3.000 de lei, cu sumele astea nu pot face mai rândă. Mai bine alocam măcar la una, două UAT-uri, împărțeam sume și realizam măcar una dintre ele de ceva cu banii ăștia. Așa sunt banii care nu știu pe ce îi dăm. N-am înțeles cum s-a făcut repartizarea. Dăm la toată lumea și împărțim în mod egal sau la ce? Care este eficiența împărțirii acestor sume? Solicitările care au fost făcute de la primărie au fost în principal pentru funcționare, pentru secțiunea. Nu acoperă nici salariul primarului. Aceste sume nu se pot utiliza pentru funcționare. Ele se pot fi utilizate pentru proiectele proprii. Eu sunt conștient că sumele sunt mici, suma totală de repartizat a fost mică. Am apelat la această soluție, luând în considerare solicitările pe care le-au făcut primăriile, în considerentul că își vor putea reconstitui veniturile proprii și vor putea utiliza eventual pentru funcționare sume din venituri proprii care au fost alocate pentru proiecte proprii. Sunt de acord că putea fi o altă formulă de repartizare mai bună. N-am găsit-o, am căutat și eu o formulă mai bună la un număr mai mic de proiecte. N-am reușit să identific un criteriu care să vi-l pot propune, motiv pentru care am făcut această repartizare. Primăriile care au nevoie de astfel de sisteme și nu au beneficiat încă de bani de la Consiliul Județean Sălaj o pot face în perioada următoare.